Mi-ați spus că sunteți la o răscruce de drumuri. Nu știu ce decizie, dacă a luat domnul Klaus Iohannis o decizie, dar a sugerat că a renunțat la numirea domnului Dan Mihalache în poziția de șef al administrației prezidențiale. Vă dați seama că nu voi comenta acest lucru. Nu comentați, dar au apărut articole care spun că nici dumneavoastră nu ar trebui să fiți numit chiar astăzi într-o astfel de poziție. Și pentru că, repet, mi-a spus că sunteți într-o, la o răscruce de, în ceea ce privește decizia, vă întreb dacă pentru dumneavoastră contează astfel de articole. Pe site-ul România Curată a apărut astăzi un articol care, al cărui titlu este domnule Klaus Iohannis, numirea lui Mihai Răzvan Ungureanu consilier sau chiar șef al cancelarii dumneavoastră ar fi un pas uriaș înapoi. Respect orice ce opinie. Poate fi laudativă sau foarte critică, o respect ca atare. Decizia însă nu este nici la autorul unui articol, nici la mine. Decizia este exclusiv la președintele Iohannis. Dar sunteți mai degrabă tentați să acceptați să faceți parte din echipa noului președinte sau să respingeți? Doamnă, eu cred că răspunsul pe care l-am dat se cuvine repetat. Îl voi sprijini pe domnul președinte Iohannis în proiectele pentru care s-a angajat, din indiferent ce poziție voi fi. Deci nu este asta problema. Sunt cât se poate de limpede în exprimarea acestui principiu. Știți care sunt prioritățile? Bănuiesc că știți, dacă puteți să ni le spuneți, prioritățile noului președinte, și vă întreb dacă putem să ne așteptăm în acest an la numirea unui nou șef la SIE și la evaluarea activității domnului George Maior la SRI. Pentru aceasta, prin rutină, dacă vreți, serviciile naționale în lunile decembrie și ianuarie trec printr-un proces intern de analiză, în care diferitele direcții, departamente, componente majore ale acestor servicii își fac raportarea pe activitatea anului care s-a scurs. La capătul acestui proces intern de analiză se află un raport de activitate, iarăși, raportat la anul trecut, al fiecărui serviciu în parte. SRI de obicei își prezintă raportul în Parlament, să găsește timp pentru o sesiune de plen pentru prezentarea raportului SRI. SIE își prezintă toate elementele de analiză, fie într-o ședință CST, fie alături de Comisia de Specialitate, în fața Comisiei de Specialitate. Eu cred că abia după ce aceste rapoarte anuale de instituții vor fi fost redactate, citite, analizate de factorii responsabili în speță, de CSAT, Comisiile de Specialitate, abia atunci ne putem gândi la completarea structurii de conducere a Serviciului de Informații Externe, la continuitate sau nu în fruntea Serviciului Român de Informații. Nu așa pe picior că vedem o gaură sau că deci ne place cineva sau nu. Ținând cont de faptul că noul președinte se va instala pe 22 decembrie cel mai probabil. Nici nu s-ar putea. De ce? Pentru că șefii serviciilor majore de informații, SIE și SRI, servicii naționale, sunt nominalizați de președinte, dar trebuie să treacă prin votul Parlamentului. Iar sesiunea se închide foarte curând, practic, după depunerea jurământului, care ar fi cam ultimul eveniment al major din acest an, se intră în vacanța parlamentară, care va ține până în ultima zi de ianuarie 2015. Acum mi-a venit în minte această întrebare. V-ar mai plăcea să vă întoarceți la SIE în calitate de director? Și vă întreb acest lucru pentru că la un moment dat mi-ați acordat un interviu și îmi spuneați că a fost una dintre cele mai valoroase experiențe pe care le-ați avut profesional. Da, fără discuție, și am în continuare exact aceeași opinie. Da, a fost una dintre cele mai interesante experiențe profesionale din ultimii ani. Am ieșit de acolo, cred eu, mai experimentat, îmbogățit cu un alt tip de cunoaștere care, iarăși, cred, fără umbră de vanitate, că mi-a limpezit foarte multe întrebări și m-a făcut să dau răspunsuri mai ușor la chestiuni destul de importante. Dar dacă mă întrebați de un regret, vă spun că regretul pe care l-am ține de mediul academic. Aș vrea să pot face mai mult decât să-mi țin orele la universitate. Deci nu există o variantă să vă reîntoarceți la SIE în acest moment? Doamnă, fiecare zi îți oferă opțiuni. Lăsăm fiecare zi cu opțiunile sale. Ați discutat cu președintele ales
pe acest subiect? Cu președintele ales discut despre ceea ce are domnia sa nevoie în acest moment și dacă sunt mulțumit de ceva, sunt mulțumit de felul în care a decurs ultima vizită în Republica Moldova. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.